Portugalia. Oponentul lui Florin Vintilă din această seară este un sportiv extrem de spectaculos și de bine pregătit din această echipă a Bielorusiei, Yuri Bulat. Iată-l pe Bulat intrând în ring. El măsoară 1,78 m. Lovitura sa preferată este cea de genunchi. Am văzut ce pot să facă bielorișii în ring cu loviturile de genunchi. L-ați văzut mai devreme pe Denis Varaxa și pentru că facem din nou referire la el, să spunem că arbitrul de ring Lucian Nedelcu a revenit anunțând decizie de egalitate în partida dintre Gomboș și Varaxa. A fost o nesincronizare între arbitrii judecători și greșeală de comunicare între juriu și după între arbitrii judecători și arbitrul de ring, care inițial l-a anunțat ca învingător al luptei pe Otilo Gomboș. Așadar, meciul s-a încheiat la egalitate. Observați ce poartă pe frunte sportivul din Belarus. El se va bate, va fi o luptă de box tailandez între Vintilă și Bulat. Îl avem în imagine pe românul care este necunoscut în țara sa, dar este vedetă în Portugalia și în Europa. Ploieștanul Florin Vintilă, campion al Portugaliei la Muay Thai, campion al Europei, în același stil. El își pune centura în joc în această partidă contra bielorusului Yuri Bulat. El este campion și în stilul Vale Tudo, acel stil care nu prea are reguli, am putea spune. Un stil dintre cele mai dure, pe care cu siguranță o să-l vedem și noi în curând la noi în țară. Florin Vintilă are 24 de ani, 69 de kilograme și 900 de grame, are un palmares destul de important, 27 de lupte, 21 de victorii, dintre care 11 realizate prin knockout. Iată ce poartă pe cap bielorusul, este vorba de o împletitură din pânză pe care o poartă pe creștet. Pe ea sunt, sau erau cel puțin la origine, înscrise rugăciuni făcute de mama luptătorului. Boxul tailandez este un sport vechi de 2000 de ani. Practic se confundă cu istoria Thailandei. Exact, istoria Thailandei, da. La vremea respectivă, la origini, luptătorii purtau în loc de mănuși niște, hai să le spunem, tot mănuși, dar împletite. În timpul luptei, această împletitură din pânză, care se numește Mon Con, nu era scoasă de pe cap. Înainte de luptă, aceasta este tradiția boxului tailandez. Ritualul pe care fac cei doi luptători. Există un ritual. Observați, totul se produce pe un fundal muzical, durează în jur de un minut, un minut și jumătate. Acest ritual se numește Ramuai, într-o traducere aproximativă, dansul luptătorului. Partea principală a acestui dans o reprezintă așa numitul Waikru, prin care luptătorul își aduce omagiul față de cel care l-a învățat să lupte. Gesturile sunt diferite de la luptător la luptător, pentru că sunt diferite stiluri de box tailandez, pentru că sunt evident mai multe școli. Acest Waikru este personalizat pentru fiecare școală și are o melodie specială. În trecut, Waikru semnifica despărțirea de cei dragi, pentru că de multe ori lupta era pe viață și pe moarte. Observați cât de interesant este acest dans. Noi n-am mai avut ocazia să vedem în galele Local Combat un asemenea ritual, despre care practicanții de arte marțiale spun că îi aruncă pur și simplu pe luptători într-o transă. Acest ritual îi determină să se concentreze extraordinar pentru lupta care va urma. Va fi o luptă care se va desfășura pe durata a 5 reprize, fiecare repriză urmând să aibă câte 3 minute. Să spunem că Muay Thai-ul a fost la origine în Thailanda încă de acum aproape 2000 de ani, când regele din acea vreme a ținutului tailandez a decedat și el avea 4 copii, 2 băieți și 2 fete, 2 prinși și 2 prințese, și el
nu a lăsat, cum s-ar spune, prin testament cine trebuia să-i urmeze la conducerea ținutului și cei doi frați au trebuit să se bată pentru a urca pe tron. Dar prințesele, surorile lor, au spus că ei se vor bate, dar până în momentul în care va începe să curgă sânge. Deci nu i-au lăsat să ducă lupta până la capăt, până când unul dintre ei va deceda. Dansul lui Yuri Bulat îmi aduce aminte de celebrul dans al rugbiștilor neozeelandezi, Haka, pe care ei îl practică înainte de fiecare joc. Da, Bulat a executat destul de bine acest ritual. Să sperăm că în ring se va descurca mai puțin de bine decât a făcut-o la acest ritual. Probabil Florin Vitilă îi va fi superior și datorită faptului că se bate pentru prima oară acasă aici în România. El a venit și își pune titlul european în joc în fața conaționalului săi, cu toate că nu s-a bătut niciodată în România. Ați observat, antrenorul i-a luat de pe cap lui Bulat acea împletitură de pânză care se numește Moncor. N-ați avut cum să vedeți pe acest cadru. N-a pus-o jos, ci pe un scaunel lângă ring, pentru că ar fi fost lipsit de respect să pună acea împletitură de pânză pe jos. Ca de obicei, celor doi sportivi li se explică regulile. Ei le cunosc foarte bine, dar acesta este regulamentul. Trebuie să spunem că în acest box thailandez sunt permise loviturile cu cotul. Numai că noi nu vom vedea în această seară așa ceva. Așa au hotărât managerii și antrenorii celor doi sportivi, precum și organizatorii. Asta pentru ca Vintilă să fie protejat, întrucât el luna viitoare se va bate pentru titlul mondial și să nu-i se cauzeze cumva vreo accidentare. A început prima partidă de Muay Thai adevărată pe care o putem urmări în România, dintre campionul european Florin Vintilă în versiunea WKN și challengerul său, bielorusul Yuri Bulat. Acum Florin Vintilă este în dreapta imaginii. Vintilă e susținut la arenele romane de întreaga familie și de peste 20 de prieteni și apropiați din Ploiești. Ei nu l-au văzut până acum pe viu luptându-se. Vă repet, este stabilit de 8 ani în Portugalia și este pentru prima dată de la plecarea din țară când revine. Iată o lovitură înaltă reușită de Florin Vintilă, parată însă de Bulat. A încercat-o direct de stânga. A ripostat Bulat, Bulat câteva lovituri pe coapsa lui Vintilă. Sunt foarte bine făcuți cei doi sportivi. Am văzut la antrenamente, lovesc foarte bine, au musculatură foarte dezvoltată, sunt și foarte tehnici. Vom avea ce vom vedea în această partidă. Nu știu în ce măsură auziți ambianța de la arenele romane. Cei doi sportivi se luptă pe muzică. În timpul luptei curge acel fundal specific boxului thailandez. O lovitură pe coapsă expediată de Bulat. Încă se caută cei doi sportivi. Iată că s-au ucis acum. Este permis acest clinch, însă doar atâta timp cât există activitate, cât cei doi sportivi se lovesc, își aplică lovituri. În momentul în care nu mai există activitate în clinch, arbitrul întrerupe lupta. O primă repriză de tatonare. S-au încercat cei doi sportivi, ei nu s-au mai bătut până acum, unul cu celălalt. Se cunosc doar din casetele video pe care le-au vizionat. Pauza dintre reprize la Muay Thai la acest meci va fi de 1 minut și jumătate, deci mai lungă cu jumătate de minut decât cele obișnuite. Asta pentru că repriza este de 3 minute și nu de 2. De aceea sportivii au un timp suplimentar de odihnă. Iată-l pe Ionuța Todiresei, un consacrat al local combatului. Probabil el are ce să învețe de la această luptă, deoarece spunea
câteva săptămâni în urmă că vrea să ducă în Thailanda să se perfecționeze. Ambii sportivi pe care avem în imagine, și Vintile și Bulat, au fost la numeroase stagii de pregătire și la turnee în Thailanda. A început a doua partidă a meciului pentru titlul european în versiunea WKN, la categoria 70 de kilograme, dintre românul Florin Vintile și bielorusul Yuri Bulat. O lovitură de aproape, o directă expediată către Vintile, care l-a dat un pic înapoi pe român, l-a prins ușor cu garda jos. Observați diferența dintre meciurile dintre luptele de dinainte și ceea ce vedeți acum. Este acel clinș despre care vă vorbeam. Și acele lovituri din laterală, exact, da, cu genunchiul. În care sportivii se luptă. Din nou a reușit Vintile să lovească la figură cu pumnul. A avut o serie de două lovituri. Iată acele lovituri cu genunchiul când sportivii se țin. Acesta este stilul thailandez. Arbitru nu intervine, după cum observați, deoarece aceste lovituri sunt permise la Muay Thai. Dacă nu greșesc, Cost, este prima luptă de box thailandez pe care o vedem la un local combat. După care va urma o primă partidă de ca una adevărată. O nouă premieră, meciul dintre Ionuț Iftimoaie și croatul Ivica Perkovic. Doi oameni care se bat și se bat pe bune în circuitul K1. Cred că acest stil este unul dintre cele mai curate, am putea spune, impune respect. Sportivii dau dovadă de mult fair play. Sunt foarte bun cunoscător ai regulamentului. Au un stil destul de asemănător de luptă cei doi sportivi. Ușor cu capul înainte. O lovitură înaltă în garda lui Bulat, expediată de Vintilă. O lovitură frontală a lui Bulat, care nu-și atinge ținta. Un middle kick expediată la corp de Vintilă. A fost în dificultate puțin Bulat după acea serie la figură a lui Vintilă. Acum încearcă să se recupereze puțin bielorusul. Cred că aceste lovituri din priză te maci în efectiv când te lovezi la stomac, mai ales dacă îți prind și ficatul. Sfârșitul rundei a doua partidei pentru titlul european la Muay Thai dintre românul Florin Vintile și bielorusul Yuri Bulat. Două reprize destul de echilibrate. Vă spuneam că acești sportivi bieloruși sunt supranumiți thailandezii Europei, asta pentru că i-au bătut bine Zdravan și chiar la ei acasă pe cei care au inventat acest sport care se cheamă box thailandez. Ca să vă dați seama ce înseamnă să bați un thailandez la acest sport, am putea să facem o comparație, spunem că e ca și cum o echipă de fotbal din România ar învinge pe Real Madrid sau pe Manchester United. Da, și nu au fost singulare acele victorii. Bielorușii au învins. Dar nu au fost întâmplătoare, da, adevărat. Au învins de multe ori în Thailanda la turneul regelui. Ei sunt invitați acolo în fiecare sezon, deoarece au mare priză la public. Sunt o forță în domeniul altelor marțiale bielorușii. Ignașov este un exemplu, scorpionul roșu, pe care l-ați văzut la Pro TV, la Osaka și la Tokyo. Unul din cei mai celebri practicanți de kickboxing din lume la momentul acesta. Începe runda a treia a partidei dintre Florin Vintilă, în stânga imaginii, și Yuri Bulat din Belarus. A luat din nou în stăpânire Bulat în mijlocul ringului, îl împinge
către corzi pe român. Pare un pic mai insistent Bulat. A punctat de data asta bine bielorusul cu o directă de dreapta. A făcut exces de lovituri de pun Bulat și a atins sinta de fiecare dată. L-au surprins puțin pe Vintilă, care nu, probabil nu s-a așteptat la loviturile de pun ale bielorusului, care în primele reprize a lovit numai cu picioarele sau mai mult cu acestea. A încercat o lovitură din întoarcere Bulat, de puțin ratată. Fanii lui Vintilă exultă la fiecare lovitură reușită de către favoritul lor. Hata a explodat acum Vintilă, după două lovituri la figură a încercat o lovitură de picior. Bulat îl controlează la coapse puțin pe Florin Vintilă. Să sperăm că va rezista românul acestui stil impus de una dintre vedetele școlii bieloruse de arte marțiale. A încercat o lovitură iarăși din întoarcere Florin Vintilă. Un croșeu de dreapta lui Vintilă, care l-a lovit puțin pe bielorus. Iată, Bulat dă senzația că poate să conducă lupta. L-a împins de nenumărate ori pe român spre colțul ringului sau în corzi. Acum Florin Vintilă a revenit în centrul luptei. Dar putea să fie vorba însă de ceea ce practicanții de arte marțiale numesc tactica de așteptare, da? Am văzut așa ceva în gala de la Milano, pe care am transmis-o duminică, lupta dintre suedezul Jorgen Krut și sârbul Bozdrovic. Am avut senzația că Bozdrovic a dominat la capul alfine lupta până în momentul în care a fost făcut knockout de Krut. Însă, analizând la rece meciul, am ajuns la concluzia că de fapt a fost o tactică foarte bine pusă la punct a suedezului, care l-a așteptat, l-a lăsat să vină peste el pe suedez și l-a răpus printr-o lovitură fulgerătoare în finalul ultimei reprize. Să vedem dacă Vintilă adoptă aceeași tactică, dacă încearcă să-i adoarmă vigilența lui Bulat. N-a căzut din lovitură Vintilă. Cei doi sportivi au talii asemănătoare, stiluri de asemenea care se aseamănă foarte mult, sunt foarte spectaculoși. Acesta este făcătorul de vedete, dacă am putea spune, cel care creează pe Evgeni Kotelnikov fiecare sezon, da, numeroși sportivi care uimesc Thailanda de fiecare dată. Și pentru că tot am adus vorba din nou de Evgeni Kotelnikov, pe care l-aveți acum în imagine, să spunem că adversarul lui Ionuț Ivtimoaie din ultimul meci al galei din această seară, croatul Ivica Perković, a bătut palma cu antrenorul Kotelnikov, da, pentru a se pregăti cu el în vara asta câteva săptămâni. A fost impresionat de ce a făcut acest Kotelnikov cu trupa sa de luptători. Foarte bine s-a apărat Bulat aici. A reușit să evite cea middle kick expediată de Florin Vintilă, campion național al Portugaliei la box tailandez, campion european tot la box tailandez și vice-campion mondial la full contact. Mama lui Florin Vintilă, Silvia Vintilă, spunea de ună zi că este surprinsă de ce a realizat fiul său în Portugalia, deoarece el a plecat din adolescență din România, îi plăcea foarte mult muzica și chiar pictura și poezia. Și poezia, da, și acolo s-a consacrat în artele marțiale. Spunea că niciodată nu și-a imaginat că îl va vedea pe fiul său în ring într-un sport atât de bărbătesc. Încă ține foarte bine garda Bulat.
Vintilă se duce un pic peste el acum, a reușit o serie de croșee și de directe care l-au clătinat un pic pe bielorus. Da, publicul a început să-l încurajeze pe Florin Vintilă, probabil și el a simțit că românul are nevoie de încurajare, deoarece întâlnește un luptător foarte bun, un stilist adevărat. O directă de dreapta care și-a atins ținta. Din nou o directă de stânga de această dată în fruntea lui Bulat. A început să puncteze clar Vintilă. Iată, l-a ținut la distanță, acum cu o lovitură înaltă, o priză la picior al lui Bulat, a încercat o lovitură pe piciorul de sprijin. Cât de bine stă în gardă Bulat, aceasta este una dintre pozițiile de gardă din Muay Thai. O lovitură din întoarcerea lui Bulat, recepționată cât de cât de Florin, care încearcă acum să recupereze. Iară sunt în priză cei doi luptători și se lovesc cu genunchi. A ripostat Florin după acea lovitură joasă de picior expediată de Bulat cu un croșeu de stânga. Atacă în permanență Bulat, probabil aceasta este tactica pe care și-a dorit să o aplice până acum. Însă n-a avut lovituri foarte clare și observați că de fiecare dată, când, chiar și atunci când este împins în bretelele ringului, Vintilă are replică, vine cu un low kick sau vine cu un croșeu sau cu o lovitură la corp, ceea ce arată arbitrilor judecători că nu se lasă dominat și că aceasta este tactica pe care și-a impus-o. S-a terminat și această repriză, tocmai când Florin începuse să dea din brațe, îl prinsese pe Bulat într-o poziție destul de incomodă pentru el. Urmează ultima repriză a partidei de Muay Thai dintre Florin Vintilă și bielorusul Yuri Bulat, meci pentru titlul european, centură care este deținută de Florin Vintilă, care actualmente trăiește și lucrează, practică artele marțiale în Portugalia. El are două săli de sport în Portugalia. A spus că i-a fost destul de greu să se impună în străinătate. La începutul carierei trebuia să-și învingă adversarii prin knockout, să fie foarte sigur de victorii. Trebuia neapărat să-i trimite la poda, pentru că altfel nu avea nicio șansă să primească decizia din partea arbitrului judecătorii. Este de fapt o istorie care se repetă, sau probabil așa se întâmplă tot timpul, și Leonardo Roftei spune același lucru la începutul carierei sale de boxer profesionist în Canada. Am văzut pe această reluare o lovitură clară, expediată de Bulat, o high kick, o lovitură înaltă, care l-a dezechilibrat un pic pe Vintilă. Și apropo de... Să vedem acum cine va puncta decisiv în această ultimă rundă. Și apropo de Leonardo Roftei, Florin Vintilă a spus că atunci când l-a văzut pe Doroftei că a venit în țară să-și apere titlul, aceasta a fost și dorința sa, i s-a împlinit acest lucru. Să vedem dacă va putea să-și păsteze centura în fața propriilor suporteri aici la București. O lovitură frontală expediată de Vintilă, care însă nu l-a clătinat serios pe Bulat. Bulat continuă să vină peste Vintilă, care are însă de fiecare dată replică. Îi place, am senzația, să lucreze mai mult pe contre. Lovitură din întoarcere. Destul de spectaculoasă, da, dar... Prima dată când încearcă Bulat așa ceva. Nu l-a dezechilibrat pe Florin Vintilă, care continuă să se lupte pentru a-și apăra centura.
europeană la stilul Muay Thai, versiunea WKN. El mai are aproximativ 2 minute pentru a-i convinge pe arbitrii judecători că o lovitură spectaculoasă încercată de Bulat, păcate el a alunecat. O lovitură descendentă care, dacă ar fi lovit în plin, l-ar fi putut năuci pe Florin Vintilă. Tehnic, foarte tehnic acest bielorus. Da, este considerat cel mai valoros jucător din Belarus la categoria mijlocie. El are peste 77 de partide susținute la profesioniști, dintre care a câștigat 53. Destul de insistent Bulat, nu cedează deloc ritmul, vrea să se impună în permanență, conduce lupta. Îi place să conducă lupta, într-adevăr, bielorusului. Pare că a obosit Vintilă. A început să se miște, acum a plecat în sfârșit din acel colț, o lovitură frontală încercată de Bulat. A ieșit bine Florin din colț cu un croșeu de stânga, a făcut pasul lateral, Bulat a încercat o lovitură patrunghi, a o lovitură înaltă, barată de Florin cu antebrațul. Parcă domină în aceste momente Iuri Bulat întâlnirea. Să sperăm că Florin va avea suflul necesar. Da, se termină partida dintre Florin Vintilă și bielorusul Iuri Bulat. Meci care a contat pentru titlul european în versiunea WKN la stilul Muay Thai, categoria 70 de kilograme. Data pe Bulat, parcă nimic nu s-a întâmplat până acum pentru el în aceste 5 reprize. Proaspăt. Da, proaspăt ca la început. A băgat o serie de flotări în timp ce Vintilă era cucoțat pe ring și saluta publicul. Da, sunt curios ce decizie vor da arbitrii judecători. Până la decizie, să reamintim că după această partidă urmează cea mai interesantă luptă a serii la local combat forțe speciale între primul luptător român participant în circuitul de lupte K1, Ionuț Iftimoae, stabilit în Italia, și croatul Ivica Perkovic. Și el un sportiv care se bate în circuitul K1. Iată ce lovitură a reușit aici Bulat. Cred că a fost cea mai spectaculoasă lovitură a luptei este ea. Bine că a ratat-o pe de puțin. Sunt mândru să fiu luptător, scria pe tricoul antrenorului lui Florin Vintilă. Da, este vorba de Nuno Ferreira. El este antrenorul și managerul lui Florin Vintilă. Este omul care l-a ajutat foarte mult în Portugalia. S-au întâlnit la câteva turnee și Ferreira, dându-și seama de potențialul lui Vintilă, l-a ajutat, l-a protejat și a reușit să-l ducă până la titlul Portugaliei și la titlul european în Muay Thai. Învingător la puncte, Florin. Iată decizia, Florin Ilie câștigă, își apără titlul la Florin Vintilă. Da, își apără titlul, Iuri Bulat nu înțelege decizia sau nu este de acord cu ea. La Taikovskii, în variantă WKN, centura este înmânată. Da, profund de mulțumit Bulat, care, să fim cinstiți, parcă a punctat mai clar decât Vintilă. Și-a urmărit mai mult adversarul în ring, a avut lovituri mai clare și mai spectaculoase. Ne îndreptăm spre ultima partidă a acestei serii, o super luptă între Ionuț Iftimoae și croatul Ivica Perkovic, luptă care va începe în câteva momente aici la Arenele Romane din Parcul Bucureștean Carol.